Te Am regăsit la o nouă activitate de învățare dedicată elevilor din școlile și secțiile cu predare în limba maghiară. Astăzi vom discuta despre exprimarea unei acțiuni. Vom acorda mai multă atenție în modului condițional rotativ. Care este secretul construirii unei propoziții corecte? Ei bine... Acele cuvinte care exprimă acțiunea, starea sau existența se numesc verbe. Le folosim adesea în comunicare. Verbul se află în centrul comunicării. Fără el nu se pot formula enunțuri logice. Îți amintești care este modul predicativ prin care se exprimă o posibilitate, o condiție și o consecință depinzând de ea, sau o dorință, chiar o urare? Cu siguranță îți amintești că pentru a exprima o posibilitate, o condiție, vom folosi modul condițional optativ. Elementele utilizate pentru a exprima acțiuni dorite. Sunt diferite pentru fiecare persoană și vom avea aș, ai, ar și, de asemenea, am, ați, ar, plus forma din dicționar a verbului de conjugat. Identifica acum verbele la modul condițional optativ prezent din enunțurile următoare. Aș vrea să plece cât mai repede de acasă. Mi-a spus că ar cânta, dar îi este rușine. Tu ai scrie mai frumos cu pixul meu. Așa cum probabil deja ai observat, verbele sunt aș vrea, ar cânta și ai scrie. Citește cu atenție enunțurile următoare. Și precizează care dintre semnificațiile verbelor este exprimată în fiecare dintre acestea. Vei vedea că aș dori puțină apă reprezintă o cerere politicoasă. Ar trebui să pună dezinfectanți în fiecare magazin? Reprezintă o opinie? De-aș de -aș avea și eu o rachetă de tenis este o dorință? de a ști omul ce l-așteaptă s-ar opri din drum, este o condiție. Alege forma corectă a verbelor la modul condiționat adoptativ. Aceste forme ne pun adesea probleme. Vom spune corect, iar displăcea. Ar apărea. Ar bate mingea și nu ar bătea mingea. Aș pleca și mi-ar plăcea și nu mi-ar place. Este timpul pentru un joc. Completează enunțurile de mai jos cu răspunsuri cât mai sincere, care să te reprezinte. Vei primi din partea noastră câteva sugestii, însă în caietul tău vei putea crea în liniște și în timpul tău Propriile tale variante. Dacă aș fi un sport, eu aș fi tenis, iar dacă aș fi un sușire, aș fi bunătatea. Ai observat? Verbele folosite în acest exercițiu au fost la modul condițional optativ. Condiționalul optativ este un mod verbal care prezintă o acțiune dorită. Sau o acțiune realizată, dacă este îndeplinită o anumită condiție. Felicitări! Ai ajuns la final. Acum poți cu ușurință să construiești denunțuri pentru a exprima o acțiune dorită.